pregăti o prăjitură pe care a numit-o plombir, inspirându-mă din gustul înghețatii de plombir pe care o iubesc foarte mult, am zis să pregătesc și o prăjitură cu acest gust. Deci, inițial vom începe să pregătim blatul și începem cu primul pas. Aici am 150 de grame de zahăr, peste care adaug 250 de mililitri de lapte și punem la fiert această cantitate. Mai adaug de asemenea în acest moment și 50 de grame de unt. Laptele îl ducem până în punctul de ferbere, deci nu îl ferbem, doar să fie foarte bine încălzit, să fie fierbinte. Primul pas este să separăm 5 ouă albușurile de gălbenușuri. Gălbenușurile le vom folosi mai târziu la cremă, dar albușurile le folosim la blat. Deci trecem să batem albușurile până în momentul până se spumează. Albușurile le-am adus până în acest punct și acum vom incorpora aici laptele fierbinte. Voi adăuga și 200 de grame de făină și 15 grame praf de copt. Și vom incorpora și făina în compoziție. Ne-am împărțit aluatul în 3 părți egale, mai exact 250 de mililitri de aluat pe care am să-l întind uniform în tava de copt. Deci am nevoie de 3 foi. La mine tava este mare. Se coace foarte rapid, în jur de 5 minute, maxim 5 minute, dar cam în 4 minute, 3 minute jumate se face la 180 de grade. Următorul pas este să punem la hidratat 15 grame de gelatină, peste care adaug 100 ml de frișcă lichidă. Următor este să pregătim gelatina, deci avem nevoie de o foaie de gelatină care o folosim la decor. Aici am 40 de grame de gelatină, peste care torn 700 ml de compot și o las un pic să se hidrateze cam 30 de minute. Apoi o să o punem la fiert să topim gelatina. În crema, 100 ml de lapte, în total folosim 1 litru de lapte, deci 200 de ml mi le-am păstrat un pic pentru mai târziu. Deci punem la fiert 800 ml de lapte. Am 300 de grame de zahăr și 100 de grame de amidon. Peste care adaug 200 ml de lapte și alea 5 gălbenușuri care le-am păstrat de la început. Omogenizăm această compoziție. În acest moment adăugăm ușurel compoziția cu amidon. Mestecăm până crema începe să se lege. Observați, crema s-a îngrășat. În acest moment oprim focul și trecem la pasul următor. În acest moment adaug gelatina hidratată și o încorporăm în crema fierbinte. Ea se va topi. Și amestecăm bine până gelatina se topește. Crema fierbinte, la fel adăugăm 200 de grame de unt, pe care amestecăm ca să încorporăm untul în cremă. Următorul pas este să punem la fiert compotul de vișine cu gelatină. Puteți folosi orice fel de compot, de căpșuni, de vișine, nu știu, de care fructe doriți dumneavoastră să folosiți la această prăjitură, să se combine
gusturile. Eu folosesc compot de vișine. Compotul punem la fert și foarte atent, nu duceți până în punctul de ferbere. Deci în momentul în care încep să iasă aburi și gelatina ați observat că s-a topit, se ia de pe foc. Acum voi crea acel plasture de decor din gelatină. Aici am o tavă în care am înfoliat-o cu folie alimentară și peste care am să pun bucățele de fructe. Eu am găsit căpșuni proaspete la supermarket. Dumneavoastră folosiți ce fructe vă plac, ce fructe aveți. Și acum îmbrac fructele în gelatină. Apoi duc tava aceasta la congelator ca să se prindă rapid. Dacă aveți timp, puteți o puneți la frigider. Ultimul strat am aplicat plasturile. Așa, îl dăm la frigider, prăjitura, și apoi am să o porționez. Foarte atent când lucrați cu gelatina, să nu o rupeți, un pic este finuță, dar dintr-o mișcare rapid și o lipiți. Prăjitura am finalizat-o, am porționat-o, este o prăjitură foarte gustoasă, este fină, blaturile foarte bine s-au înmuiat, cum vedeți, gustul e combinat între gelatina un pic acrișoară, crema dulce, este o combinație perfectă. Eu vă recomand cu drag să pregătiți această prăjitură, nu este greu de făcut și este o prăjitură care o să vă placă la sigur. Eu vă mulțumesc că ați fost lângă mine și de această dată și vă aștept și la alte rețete de ale mele.